poate se sting și mii de artificii se aprind. Mâinile noastre încet se cuprind, iar tu ești cea mai frumoasă. Fericire în ochii tăi citesc, amintiri cu primul te iubesc. Pentru noi visele se împlinesc. E seara noastră, azi am legat inima ta de inima mea. Și promit să am grijă de ea. Te voi iubi și cu tine voi sta pentru totdeauna. Azi am legat. Voi ați hotărât să vă uniți destinele într-o zi atât de frumoasă. Și cum să lipsească iubirea de la dragostea și de la familia asta frumoasă și minunată? Această surpriză este pentru voi amândoi, bineînțeles, dar în cea mai mare parte este pentru Ilie. Ilie este pentru tine, pentru că cineva te iubește atât de mult că vrea în fiecare zi să-ți spună cât de mult te prețuiește, cât de mult ține la tine și ești totul pentru acea persoană. Și întrebarea este, știi tu oare cine este acea persoană care te iubește atât de mult? Amândouă, mamă și soție. Dar unde este mămica ta? Într-adevăr, mămica este departe și sunt sigură că și ea te iubește foarte, foarte mult. Dar această surpriză are un indiciu și ai să vezi și tu de la cine vine. Surpriza vine chiar de lângă femeia asta frumoasă care o ai lângă tine. Care eu. Care vrea încă o dată să-ți atragă atenția la cât de mult te iubește și cât de mare este inima ei pentru tine. La mulți, mulți ani astăzi. Ilie, se naște familia voastră și noi ne bucurăm că ea începe, uite, așa frumos. Dar ce mireasă frumoasă ți-ai ales! De asta și ea vrea să te surprindă frumos și sunt aici câteva rândurile scrise special pentru tine. Chiar dacă ea este alături, noi o să le citim în locul ei. Pentru că tu ești lumea și universul meu, pentru că ai apărut ca un soare în viața mea, aducând lumină și căldură. Pentru că ai fost alături de mine mereu, m-ai susținut și mi-ai adus mereu zâmbetul pe buze. Pentru că viața alături de tine este minunată, iar fiecare zi este o sărbătoare. Pentru că ești un om frumos la chip și la suflet. Pentru că îmi ești soț, iubit, prieten, ești familia mea frumoasă. Pentru că împreună cu tine am cunoscut fericirea și iubirea adevărată. Pentru toate îți mulțumesc. Astăzi vreau să-ți spun că sunt cea mai fericită femeie din lume. Dumnezeu ne-a unit, iar astăzi este ziua dragostei. Astăzi se naște familia noastră din atâta dragoste. Sunt sigură că iubirea va fi mereu prezentă în casa noastră, la mulți, mulți ani și toți plini de iubire. Scumpul meu soț, felicitări cu această zi minunată! Sunt surprins foarte tare, nu știu, nu știu cum să... Eu ți-am spus că eu le reușesc pe toate. Da. Mă spune soție că mai puternici ca femeile nu sunt nimeni. Și mă spune mult. Mama, soțul, deci era mamele psihodare la Israel. Eu am venit la Moldova, ea nu a venit. Îmi pare foarte rău că nu poate fi alături, dar o mare mulțumesc pentru așa picior.
Un mare, mare salut. Eu, adică noi, deja și eu o iubesc, este mămica mea, mămica noastră. Îi doresc mult sănătate, răbdare și foarte mult putere, pentru că știu ce înseamnă asta. Să fii plecat peste hotare și ne-ai trage să fie acasă. Și apropo, lacrimi de o parte, astea sunt lacrimi de fericire. Felicitări și cu ziua îndrăgostiților! Mulțumim mult toți care au fost complici de aceste surprize. Salutări lui mama mea. Să dea Dumnezeu să mult sănătate. Și am ce scuze, am emoții. Noi așteptam cât mai curând acasă. Sper că într-o lună, două, poate când îi vom da vreo noutate, eu știu, vreo jumătate de an, poate când devine bunică, eu nu știu, când cumva noi o să o aducem acasă, că într-adevăr foarte, foarte greu. Salutări, ea cred că acum în curând o să ne vadă. Știu că trebuie să plângă, dar eu sper că lacrimile astea să fie de bucurie și dumneavoastră, în mare parte, vă mulțumesc frumos pentru această surpriză. Sper că, până la urmă, o să poată să fie de aici. Vă mulțumesc mult! Mulțumim mult! Mulțumim mult! Te iubesc foarte tare! Sper să fie la toți așa dragoste cum este pentru mine și ție. Un mic indiciu. Povestea asta noastră a ajuns în sfârșit. Așa de mare, dar începutul, să vă spun, a fost pe internet. Un an de zile, unul fără altul, am dus-o așa pe internet și nu ne-am văzut niciodată, deci astă vară și iată cum povestea noastră a devenit o poveste, într-adevăr, foarte frumoasă și suntem un cuplu deja, purtăm aceeași familie, deci mulțumim tuturor și cu ziua îndrăgostiților, nu numai nouă, dar celor la toți din sală. Să vezi acolo că mai ai câteva cadouri. Din toată inima, o surpriză dulce. Și o surpriză pufoasă. Inima ta de inima mea pentru totdeauna. Împreună vom sta amândoi.